Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit la citirea pentru energia următoarelor 7 zile. Haideți să vedem împreună ce ne aduce energia și cum vă poate ajuta. Vă rog să țineți cont de faptul că energia este una colectivă, luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Dacă nu rezonați cu ele, este în regulă, nu vă reține nimeni aici, puteți merge liniștiți să vă găsiți mesajele potrivite în altă parte. Haideți să vedem. Următoarele 7 zile. Pentru relație, pentru planul financiar sau material și pentru planul emoțional sau medical. Vedem ce ne spune energia. Următoarele 7 zile. Sacrificiu. Încheiați un sacrificiu. Aveți posibilitatea să opriți un ciclu karmic al sacrificiului 44, care face 8. Casa 8-a în astrologie îl are ca stăpân pe Pluto, care va intra în curând în vărsător. Deci un sacrificiu în relația cu prietenii, un sacrificiu prin care voi să vă simțiți ca Atlas și să duceți lumea în spate, un sacrificiu care are legătură cu banii altora, cu niște moșteniri pe care trebuie să le primiți, de unde, nu știu, voi vreți să vă excludeți, spre exemplu. Un sacrificiu la nivel de cum vă poziționați voi pe scena lumii, ce spuneți, ce nu vreți să spuneți pentru că v-ați teme de gura lumii, să fiți voi autentici exact așa cum vreți să fiți. Sacrificiul aici vorbește despre iubire, vorbește despre faptul că de foarte multe ori facem sacrificii, dar dacă noi sacrificăm și dăm de la noi, fără ca energia să se întoarcă înapoi către noi, ne slăbim energia vitală. Deci sacrificiul nu are legătură cu a fi bine. Sacrificiul înseamnă că ne facem rău. Lumea de mijloc sau planul material în care trăim și numărul 36, care înseamnă 9. Să nu ne mai sacrificăm în lumea în care trăim și să ne raportăm la ce spun ceilalți. Să gândim pentru noi, la nivel de umanitate, la nivel social, să facem ce este bine și pentru noi. Să fim atenți că suntem cumva captivi într-o paradigmă care acum se schimbă și că avem cunoaștere și înțelepciune și putem acționa. Putem lua deciziile pentru noi înșine. Să gândim pentru noi. Asta spun aceste două cărți și sunt niște cărți foarte profunde. A sărit din pachet iubirea sirenei. Numărul 24. O relație atipică, o relație în care unul dintre parteneri nu dă în egalitate, o relație în care unul dintre parteneri nu este 100% prezent în relație din vari motive, un partener care poate nu poate comunica ori de câte ori avem noi nevoie să o facă sau nu comunică cu claritate, sau un parteneriat în care comunicarea este deficitară. Comunicarea este în vânt, în aer, nu este nimic clar între noi. 5. Înflorește, un simbol al primăverii, un simbol al ancorării în planul material concret. Poate de această dată, dacă eu ies din sfera de sacrificiu, în sfârșit cineva vine cu picioarele pe pământ. Nu îl ajutăm pe celălalt sacrificându-ne pe noi, din contră. Atingem cerul. Divinitatea ne vorbește prin cristalin, prin electromagnetic, prin firele de păr. Cumva atingerea este importantă aici, simțurile senzoriale. Aici poate fi un taur, aici poate fi un berbec, aici poate fi pești ca semne, dar nu numai. Pești am și aici, taur am și aici, dar nu numai. Și din nou o constrângere, 44,
poate avea legătură cu cineva care v-a trădat așteptările sau cu cineva care v-a sacrificat pe voi pentru a se simți el sau ea bine, sau cineva care vine către voi ori de câte ori se regăsește într-o provocare și acest lucru vă dezechilibrează pentru că îi purtați pe brațe și nu este egalitate. Pe de altă parte, aici căutați înțelepciunea și are legătură cu cifra 5. Găsiți înțelepciunea într-o schimbare. Pentru foarte mulți dintre voi, situația se poate schimba sau cineva vă surprinde plăcut și vă emoționează într-o privință. Acest personaj are pomeții roșii. Foarte interesant mesajul. Ce mai avem aici pentru următoarele 7 zile? Așteptări. Și numărul 12. În sfârșit, materializez sau ajung la o concluzie. Se închide un cerc al așteptărilor mele. Nu căuta aprobarea nimănui sau nu căuta, nu mai aștepta de la celălalt să facă lucrurile într-un anume fel pentru că te sacrifici degeaba și acest mesaj mai poate fi. Sau putem ajunge la un numitor comun acum fără ca niciunul dintre noi să se sacrifice într-o direcție sau alta. La nivel de relații, clar, unii dintre voi sunteți într-o postură de compromis care este pe punctul de a înceta. Traversați, da, o perioadă, sunteți într-o tranziție care va înceta un sacrificiu, veți avea o reușită. Foarte mulți dintre voi veți ajunge la a reaprinde pasiunea dintre voi, la a redeveni poate o familie sau la uniune și reuniune. Unii dintre voi ajungeți la concluzia că tot efortul pe care l-ați depus voi și toată așteptarea poate nu a dus la nimic bun și că este timpul să o luați de la început și să vă oferiți vouă iubire necondiționată și să vă oferiți vouă accesul către o altă iubire. Aici se închide un compromis. Aici cineva, după cum spuneam, iese dintr-o încurcătură, finalizează ceva ce așteptați de mult și în sfârșit ajungeți la o împlinire, la un nou început alături de persoana pe care o iubiți. Pentru cei care sunteți singuri, se încheie o perioadă de așteptare, efectiv. Puteți cunoaște pe cineva ad literam, negru pe alb. Iată, comunicare și steaua. Mă îndrept către ce este al meu, în sfârșit ajung la ceea ce îmi doresc. Dorința mea acum se apropie de mine, se apropie de manifestare. Închid acest compromis și primesc ce-mi doresc. O energie superbă. Foarte mulți, la nivel de relații de tot felul, când vorbim despre familie, când vorbim despre persoana iubită, acestea se aplică. Cineva ajunge la o vindecare. Dacă sunteți persoane singure, în sfârșit, acum porniți către drumul vostru, către cel cu care să întemeiați o familie, să ajungeți să aveți o relație. Acesta, să știți că este Pluto din Vărsător, care va activa pentru toți acolo niște lucruri bune sau niște lucruri care să vă deschidă ochii. Cavalerul de monede, lucrurile acum pornesc la drum, adică ce puteți începe acum, exact cum am spus și în citirile din martie, va fi de lungă durată. Foarte mulți dintre voi vă întâlniți sufletul potrivit alături de care să stabiliți o relație de lungă durată, să intrați alături de acest om, de această femeie într-o relație de lungă durată. Faceți tranziția de la ceva ce a fost un compromis anterior către o relație de lungă durată, care aduce bucurie. Alții dintre voi s-ar putea să compromiteți libertatea cumva sub o formă sau alta și să acceptați o relație de trio amoros sau să descoperiți
un trio amoros care a fost, dar care nu a însemnat nimic pentru persoana voastră dragă, a fost doar o pasiune de moment și să treceți peste, să vă regăsiți fericirea alături de acest om. Există și situații din acestea. Aici se umple cupa, ambii parteneri toarnă cu bucurie în cupa iubirii, deci nu simt, este mai degrabă bucurie decât trio amoros, dar pot exista și cazuri de acest fel. Pajul de monede, intenții clare, se fac planuri, planuri de călătorie unii dintre voi, să vă vedeți, planuri să puneți bazele unei relații solide, planuri să vă mutați împreună, planuri, 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 dar planuri concrete. Ce mai avem aici? Casa, planuri să vă mutați împreună, planuri care sunt stabile. Așa. Pe planul material avem magicianul, cavalerul de cupe, lumea și patru de bâte. Planul material vine și el cu reușită, cu sărbătoare, cu oficializarea unor acte, cu a-mi pune bazele, în sfârșit îmi găsesc locul, fac ceva ce îmi place și manifestați acest lucru pentru că aveți putere. Reușită la nivel financiar, da, pentru că vă puteți găsi un serviciu care să fie de lungă durată, unii dintre voi peste hotare, alții dintre voi într-o companie mai mare sau într-un lanț, ceva ce are legătură cu un lanț care implică mai multe țări. Pentru alții dintre voi înseamnă o afacere nouă, o nouă pasiune, ceva ce faceți cu pasiune, acum să devină stabil, să vă aducă return of investment, adică să scoateți acum banii și investiția din ceva ce a început de o bucată de vreme ca afacere și să vă bucurați foarte mulți. Alții dintre voi începeți să faceți planuri pentru nuntă sau pentru a vă muta împreună și acest lucru vă bucură foarte tare. Alții dintre voi primiți o veste bună despre o potențială avansare la locul de muncă, ceva ce este foarte meritat și asta vă pune foarte bine în poziții, sigilați poziția în care sunteți. O reușită. Zece de spade. Depășiți această perioadă, da, cu magicianul aici, de așteptare, de risipă, de lipsă. Intrați într-o fază foarte bună și de bun augur, armonioasă, care vă bucură, în alta preoteasă. Cumva lucrurile la care până acum nu aveați acces, acum devin posibile pentru voi. Pajul de cupe. Clar, ceva ce vă face plăcere, extindere. Extindere la nivel de călătorii, sub o formă sau alta. Faceți o călătorie, deci este progres, urcați. Știți vorba, apa trece, pietrele rămân. Voi ați rămas fideli unei cauze, voi ați rămas fideli unei credințe și acum toată încrederea pe care voi ați pus-o în ceva dă roade. 10 de cupe și aici, nu, 2 de cupe, iertați-mă, dă roade, un parteneriat dă roade, sărbătoriți un parteneriat, sărbătoriți o victorie sau sărbătoriți cu partenerul vostru de viață un succes. Alții dintre voi, să știți că aveți un admirator secret la serviciu, 9 de cupe. Ce vă doreați voi, să știți că pe planul financiar vine ca o încununare, vine ca o bucurie, o dorință, da? Practic sunteți voi în fața dorințelor voastre și acum puteți obține tot ceea ce vă doriți. Foarte frumoasă energia, foarte frumoasă. Planul medical sau emoțional, înalta preoteasă, 9 de monede, 9 de cupe și 6 de spade, fabulos.
Fabulos. Aici văd un maestru spiritual. Să știți că unii dintre voi vă întâlniți maestru, traversați o perioadă de bucurie, de bliss, de beatitudine, o stare foarte bună care vă ajută să vă echilibrați și să vă recăpătați încrederea în voi. Încrederea în voi. Unii dintre voi porniți la un drum al vindecării, dar pe latură holistică, nu pe medicina alopată neapărat, ci alternativă. Emoțional sunteți foarte bine, financiar văd că vă veți bucura foarte mult, mai spre din a doua jumătate a săptămânii încolo, dar nu este neapărat obligatoriu, pentru că, după cum vă spuneam, timpul este fluid, veți căpăta această încredere în voi că vă puteți vindeca, că puteți fi liniștiți și iubiți și că puteți avea parte de tot ceea ce vă doriți. Veți avea o curățare puternică la nivel de sistem limfatic și să fiți atenți că din cauza lipsei somnului s-ar putea să aveți un dezechilibru hormonal. Șase de cupe, o revenire. Foarte mulți dintre voi veți relua ceva ce vă face foarte mare plăcere. Pentru alții dintre voi revine în viața voastră cineva alături de care veți începe o nouă etapă foarte stabilă. Alții dintre voi vă pregătiți de o mutare alături de omul pe care îl iubiți. Alții dintre voi vă refaceți la nivel de sănătate, primiți o veste bună la nivel medical. Puterea interioară. Puterea, cineva foarte puternic, aici este energie de leu puternică. Voință, vi se îndeplinește o dorință, ceva ce v-ați dori foarte, foarte mult. Leul înseamnă voința, ceva ce vreau, nouă de cupe, dorințele mele, ce vreau eu acum, se manifestă, nouă de monede. Ating, e palpabil. Închideți o situație de compromis, iată că se repetă cinciul de spade. Ieșiți dintr-o situație care v-a dat foarte mari bătăi de cap și acum vă simțiți împliniți. Și regina de cupe și are legătură cu starea voastră de bine și cu iubirea și cu vindecarea. Cineva acum iese dintr-un compromis și aveți acces la iubire. Foarte frumoasă, foarte frumoasă energie. Aveți acces la iubire aici, să știți. Ceva ce vă doriți vă iese în cale. Vă vindecați inima. Am vrut să spun mai devreme cu leul, dacă suferiți de ceva legat de inimă, pe specializare cardiologie, veți primi vești foarte bune în legătură cu aceasta. Vă eliberați de ceva ce a fost toxic, vă eliberați de ceva ce v-a displăcut foarte mult. Talismanele. Creștere, sănătate foarte bună, îndeplinirea acestei dorințe despre care vă vorbeam. Steaua apare din nou, mă apropii de ceea ce îmi doresc și îmi deschid inima, am una, două, trei inimi. Iubirea, ceva ce iubiți voi se întâmplă. Am un șoricel și un pește, înlăturați, 5 de spade, înlăturați toxicitatea, înlăturați, scăpați de un compromis. Pisicuța, leu și scorpion am aici. Aveți încredere că sunteți pe drumul vostru, iată din nou pisicuța aceasta care ne spune ai încredere în intuiția ta, că atunci când ți se pare că e mai negru, nu e așa, înalță-ți perspectiva și privește din toate unghiurile, că nu ai imaginea de ansamblu, nu știi de astăzi ce ți-aduce mâine, dar dacă astăzi ești conștient, mâine îți poate aduce ceva bun. Lotusul, o transformare foarte mare. Unii dintre voi primiți o veste bună legată de sănătatea copiilor voștri. Win, am win, victorie, o victorie colosală. Vă spun că săptămâna viitoare are o încărcătură foarte bună. Win, da? O reușită formidabilă care vă readuce echilibrul. Aici am joy, bucurie,
sau joi, Jupiter, Jupiter acesta în berbec, pentru cei care îl aveți în casa a doua, în casa a șaptea, în casa a cincea, că am vorbit la semne, foarte bun augur, și în casa a zecea, hi. Hi, o veste de la o energie masculină sau cineva vă salută și comunică cu voi. In, energia feminină se va bucura foarte mult, crește ceva, iubire, este o săptămână pentru iubire. JW din nou, hotel, ceva cu hotel, ceva cu restaurante sau cu camere sau cu apartament, poate vă luați casă după o lungă așteptare sau poate dobândiți o casă, primiți o moștenire, nu știu ce să vă spun, da, primiți o moștenire sau finalizați ceva, aveți o victorie la un proces, casa 8-a este banii altora, moșteniri și așa mai departe. Da, puteți, puteți acum să primiți vești și ceea ce ți se cuvenea este al tău. Coroană, o victorie foarte mare. Ancora, ceva ce începe acum durează, este foarte stabil. Și ați căpătat înțelepciune sau trebuie să fiți înțelepți. Este o săptămână pentru iubire. Cineva vă iubește și vă spune, vă salută cine vă iubește. Traversați o perioadă de metamorfoză. Nu contează că este energia generală și colectivă. Suntem toți parte din mentalul colectiv. Fie că ne dăm seama, fie că nu, toți avem aceleași provocări, sub o altă formă, dar aceleași. Deschideți-vă mințile și sufletele și înțelegeți acest lucru. Că suntem arhetipuri, că suntem cumva tipare psihologice, mult de spus, dar o victorie. Gin, unii dintre voi veți avea niște experiențe extrasenzoriale cumva, să fiți atenți la acestea. Inițialele J, IN, Y, W, H. Aud cuvântul hot, energie de foc puternică. Să vedem și semnele astrologice. Ca semne astrologice la partea de relație avem așa. Taur, rac, capricorn, vărsător, săgetător, pești, toate semnele de foc, vărsător din nou și scorpion. La partea de plan material avem așa. Leu, săgetător, rac, gemeni sau fecioară, pești, rac din nou, pești, balanță, pești sau taur și gemeni. Iar la partea de plan emoțional sau medical avem pești, vărsător, leu, scorpion, fecioară, pești, vărsător și pești. Foarte frumoasă energia. Dragii mei, eu vă mulțumesc tuturor. Să aveți o săptămână minunată și plină de iubire. Să fiți sănătoși. Pe curând. Pa, pa!